Ghinionul poate fi prevenit. Fiți prevăzători, nu uitați! Printr-un comportament preventiv ne putem salva viața și bunurile, transmit reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Mai exact, în mai multe localități cărășene au avut loc o serie de activități de informare a populației cu privire la principalele măsuri preventive în cazul producerii unor situații de urgență prin distribuirea de pliante și flyere. Astfel, specialiștii Inspecției de Prevenire au continuat acțiunile de informare și educare preventivă, accentul punându-se pe pericolul folosirii instalațiilor electrice cu improvizații sau defecțiuni, verificarea și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului, verificarea de către personal specializat a instalațiilor electrice și de gaze, instalarea detectoarelor de gaz, precum și educarea elevilor în privința siguranței, astfel încât aceștia să înțeleagă importanța pregătirii pentru orice situație care le-ar putea pune viața în pericol. Activitățile s-au desfășurat în localitățile Dognecea, Ocna de Fier, Măureni, Berzovia, Doclin, Vermeș și Ramna, precum și în unitățile de învățământ de la nivelul acestora. Pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență www.pregătiri.ro și aplicația de mobil DSU. În continuare, pompierii cărășeni rămân la datorie 24 de ore din 24 pentru gestionarea operativă a situațiilor de urgență și acordarea de ajutor persoanelor aflate în dificultate.